Actele necesare înscrierii la concursul organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență constau într-o cerere de înscriere copii actului de identitate și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare. Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare vor fi depuse la structura de resurse umane a unității care efectuează recrutarea până la data de 4 martie 2016. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează concursuri în vederea ocupării a 23 de posturi de ofițer. La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Vlașcal, Dețului Giurgiu vor fi scoase la concurs trei posturi de ofițer astfel. Un post de ofițer specialist 2 la Serviciul de prevenire, un post de ofițer 1 la compartimentul comunicații și tehnologia informației, un post de ofițer specialist 1 consilier juridic. Informațiile privind aceste concursuri au fost postate pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu și pe pagina de Facebook a instituției, precum și la sediul instituției. Data limită de depunere a cererilor de înscriere la concurs este 26 a doua, a 2016 ora 16. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții. Să fie încadrați în unități structuri ale MAI, să aibă calitatea de maistru militar sau de subofițer în activitate, să fie declarați apt din punct de vedere psihologic pentru corpul ofițerilor și, după caz, pentru postul pentru care candidează, să îndeplinească principalele cerințe postului pentru care candidează, să nu fie puși la dispoziție sau suspendați din funcție în condițiile articolului 89 din legea numărul 80 pe 1995 privind statutul cadrelor militare, să nu fie sub sub efectul unei sancțiuni disciplinare care să nu fi fost radiată în condițiile legislației în vigoare. Să aibă vechime în corpul din care provin minimum 2 ani la data înscrierii la concurs. Concursurile vor consta în susținerea unor probe scrise pe baza tematicilor și se vor desfășura în perioada 25-30 martie 2016.